Deja. Bine ați venit pe canalul Oana și Daniel Dănescu. Să luăm serios. Prezint și astăzi chestii croșetate, precum și jucării din pungi de păfărăți. Cred că mă vedeți și pe mine, nu? Hai că vă las cu motănelul. Bye, bye. Să începem mai întâi cu o chestie de punga de păfăleți. Care puiuletul a uitat să-mi spună că este unsuroase. Pentru că venim din punga de pufuleți. Încerc să o șterg cât de cât așa, ca să am și eu de ce să țin când tai punga. Mai bine o lăsăm să tai, dar am zis nu, lasă să arăt oamenilor că a fost sigilat frumos, uite cum vine. Acolo când jătem puiulete? Sper că nu sare pe mine sau ceva când... Fii atentă că niște rotițe, niște tăi, e mai complicat, am crezut că e simplă, uite ceva aici. Hai să vedem ce. Sper că nu sare. Nu te stai degetele. Sper că nu sare pe mine acum când o tai, mami. De nu mă. Așa. Deci de la ventilatorul care e aerul nostru condiționat. Care e urâtania asta? Uleu! E bun și e ieftin. În sfârșit, stai să mă șterg profesional acum. De uleiul de pufuleți. Sunt perfect curat. Dintre ce e asta? Vezi niște rotițe. Ia întoarce cu fața. Are și corzi. Da, dar ce sunt astea? O fi avut vreo rotire? Ia mai ține cu fața. Ia uzi. E că-mi trebuie o tăiere. O ce să zic? Un instrument profesional de cântat la chitară și anume ungheră. Am în normal e așa, dar am făcut așa ca să pot să am pană de cântat la chitară și... Suntem în Hawaii acum. Hai de baby, punem o din aia la gât cu floricele. Să nu zici că astea merg. Stai așa, îți dau imediat... pam, 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 pam. Incredibil, asta chiar merg, cheițele. Sper să nu vadă părinții mei unde am ajuns după atâția ani de școală. Hawaii! Am ajuns să prezint... am ajuns să prezint jucării din populeți și să am capace de sticlă la gât. Și urmează să prezint și chestii croșetate. Mami și tati, sper că sunteți mândri de realizările mele. Deci, poate nu o să vă vină să credeți, dar chiar și astea se acordează ca la chitară normală, uite, se rotește cheița. Dar nu știu acum în ce direcție trebuie să o rotesc și sper să nu se rupă corzile astea așa. Ai, ai mai ușurica că e jucărie totuși. Da, da, haide totuși să nu o chinuim. Deci oricum se rotesc, deci teoretic ai putea să ajustezi sau eu știu, coarda, în sfârșit, ia. Uite, sună altfel, vezi că ne-au sunat altfel? Acum sună un pic mai subțire. Ia, să încercăm să mai strângem un pic. Sau să o lăsăm, ia. Vezi? Ați văzut că sună mai subțire acum? Și acum face poc și îmi sare în ochi, e? Da. În sfârșit. Deci este o chitară care are și două rotițe. Știe cineva dintre voi? Scrieți și voi în comentarii ce sunt astea. Deci sunt două rotițe aici și aici. Pentru? Care e ideea? Adică de ce are rotițe? Că eu n-am văzut chitară niciodată cu roți. Pe parțile de fapt cu roți deloc. Sunt aici niște axe, mă rog, pe care se pun corzile, dar astea? E, nu iese nimica de acolo sau? Sper să nu iasă, că tocmai am băgat ochiul și... da, nu știu ce sunt. Și uite, sunt două, adică intră și printre ele ceva, poate să intre... Deci nu este o singură rotiță, sunt două, unul, unul. Uite, dacă poți să le desfaci, uite un pic, unul de altul. Uh-huh. Sunt două rotițe și sunt două și aici. Știe cineva ce sunt astea? Că eu n-am văzut chitară cu roți. E scorul care l-a dat România la ultimul meci de fotbal. Asta o fi dat pentru asta? Ca să faci și sunetul ăla, știți că sunt niște instrumente cu niște chestii care doar asta fac. Da, da. Vezi, mami, unde am ajuns? Eu v-am zis, pentru părinții mei, eu v-am zis că prea multă școală te tâmpește. Nu trebuia să mă trimiți la alta școală. Bun.
S-ar putea asta să fie, mă, doar de sunet. De... Așa, și... Ia, dă mai aproape de un microfon. Care e microfonul ăsta, nu? Ați auzit cum face, nu? Bun. Să trecem mai departe, că... Suntem oameni serioși aici. Ne jucăm cu jucării din pufuleți. În schimb, să punem și un ghiera frumos la loc, instrument profesional, vezi? Precum și foarfecă foarte scumpă din piață, 5 lei. Probabil că e unica folosință. De seară o aruncăm la gunoi, probabil. Așa. Nu că erau și de 4 lei. O, asta e scumpă, e, suntem baștani. Erau și de 4 lei, dar ne-am luat de 5, înțeleg. Șmecher, mai merge, mă, hărca asta. Bă, deci. Te referi la care din ele? Dacă ați văzut clipul în care v-am arătat cum se conectează un hard disk la telefon, uite, ăsta e mai mic. Vedeți? Deci ăsta se poate conecta la telefon și are capacitate de 10 de ori, chiar până la 100 de ori mai mare de stocare. Și uite, e chiar mai mic decât telefonul. Așa, deci asta că v-am făcut demonstrația cu un hard disk mare, antic atunci. Între timp am făcut rost de unul mai micus, mai modern. Deci așa ceva are spațiu cât 100 de telefoane, vă vine să credeți. Bun. Se poate sta telefon pe USB și salvezi toate datele pe care după aceea o să le pierzi când o să pierzi hard disk-ul sau când îți scapă pe jos. Asta are toată lumea acasă, nu? Probabil că o comandă la EMAG și pac, vine curierul. Să hardurețele astea mici, USB. Da. Și nu ai nevoie de nimic, adică nu trebuie să-l alimentezi separat de la priză. Doar cablul USB băgat în telefon și telefonul îl alimentează. Bun, l-am și testat, deci puteți fi sigur că merge. L-am băgat și la telefon și merge. Așa. Și acum să vă prezint chestii serioase. Cele mai noi descoperiri în fizica atomică. Ce râs, bă? În teoriile cele mai noi despre cum funcționează universul. Și anume chestii croșetate de puiulete. O mini gentuță sau ce să înțeleg că e aici? Apropie-te un pic să vadă lumea. Deci este mini gentuță în care poți să spui multe. Mulți euro? Sau ce pui acolo? Amintiri? Multe, poate coși de semințe după ce le scoți. Mergi la film cu asta și pui aici cojile ca să nu le arunci pe jos. Dar oricum îți încă multe. Nu mă pui amintiri, mă, că puiulete așa a gândit. După care ai o agățătoare profesională aici făcută din ață. Și vine așa peste buburuza asta aici, peste bulinuța asta aici, peste sfârcul ăsta sau ce mă, biluța asta. Uite, parcă chiar are două ochișori și o guriță, nu? Da. Și are și tortiță, mă! Da! Puteți să mergeți, fetelor! Uite, asta ar fi o mână, da, o mână mai mică. Puteți să mergeți, fetelor, uite așa, în oraș, cu pușita! Puteți să vă mândriți că e croșetată de puiulete? Bun. Sau, pentru hater, să schimbăm degetul, puteți să mergeți așa, în oraș, să vă mândriți? Bun. Bun. Să trecem mai departe. Dar văd că mai ai aici. Da, asta e mai serios făcut, adică nu e doar o ațică, e croșetate. Uite ce design. Ia. Uite, mai e și burința pe aici. Bun, deci altă gentuță albă, pe același principiu. Ia să vedem ce e înăuntru, poate cadouri de la Moș Crăciun. Da, exact ce am primit de Crăciun anul trecut. Râzba, te bucur că n-am primit nimic anul trecut de Crăciun? Am primit vântul pe partea ailaltă. Da, vântul primesc în fiecare zi de la puiulete. Ușa din dos în este e. Foarte generoasă, da? Pe ușa din spate ies diferite comenzi. Primește comenzi de marfă și se aude din când în când cât un vânt cum pleacă în viteză curierul pe ușa din spate. Da. Cu comanda. Asta e o gentuță și mai mică? Din ce în ce mai mici. Cu cât trece timpul, văd că e din ce în ce mai mică. Așa. Cu tot așa, cu bolinuțe, cu agățătoare, ia să vedem dacă asta intră în cealaltă. Ia atent aici ce combinație fac! Deci asta mai mică, vedeți, intră frumos în gentuța mai mare. Și acum o închidem și pasta, care nu se mai închide acum, da? Bine, se închide dacă o forțez un pic. Uh-huh. Bun, și trecem mai departe, deci avem până aici trei gentuțe. Cine dorește să cumpere? Doar 1.000.000 de euro bucata. Asta e mai ieftină, pe asta o dăm, să zicem, la vreo 100 de lei. Vreți? Vreți cu 100? Uite asta. Asta este avantajos, asta este 150, deși este cu mult mai mare. E material mai mult. Bineînțeles că până acum puiuletele n-a vândut niciuna.
De fapt, ea nici nu vrea să le vândă, vrea să le păstreze. I-am zis, ce facem cu toate astea în casă? Mai dorești tu, poate vrea vreun fan. E vreunul de la care are bani pe el și vrea să cumpere, poate, nu? Să aibă ceva personalizat, uite, făcut de pădurete. Bun, poate vreun fan de al tău, nu? Că dacă e făcut de tine, presupun că... Astea sunt pregătite deja, mă. Uite, mă, ce folițele. Fă de aproape să se vadă floricica, uite, de jur împrejur, asta e o floricică aici, de plastic. Ce gentuță, cu găurele, uite, se vede pe ea. Deci dacă mă văd eu prin ea, uite cum se vede prin materia. Bun. Ia. Asta ca să vi se aerisească, ce puneți în ea acolo? Dai un pic. Dacă vreți ceva din ce vedeți aici, scrieți în comentarii și ne întâlnim, îmi spuneți ce culoare vreți și ne întâlnim, și, da, împreună cu motănelul, nu vin singură nicăieri anume. Așa? Trebuie un bodyguard puternic. Da? Ca să protejeze aceste opere de artă de valoare inestimabilă. Bineînțeles. Pentru că nu le putem estima nicio valoare. Nu știu cât ar putea să coste. Mai mult sufletească. Da. Eu, de exemplu, dacă m-aș ținut la o de asta să muncesc o zi la ea, mai puțin de 200 de lei oricum n-aș da-o. Că e o muncă de o zi și... După gratis am auzit că pe net se vând unele ieftine, cu câteva zeci de lei sau, a? Da, probabil, pe OLX. Mai bine nu le dau atunci, le păstrez. Da. Căci. Că măcar dacă dau vreuna cuiva, să știu și eu că am luat ceva. Da. Sau la prieteni, doar le dăm gratis. La prieteni, da. Cine e mai special pentru noi primește gratuit. Nu? Doar așa, să zicem, o persoană necunoscută, un fan. Sau eu știu. Fac și pentru fani. Da. Uite-mă. Să-mi scrie în comentarii ce vrea, cum vrea. Da, și dacă faci după aia nu vrea. Da. Și rămâi exact cu ea. Rămân cu... Bine, dacă îți cere ceva interesant, care oricum ți-ar plăcea să plătică, tu te gândești de la început că nu o să o ia. Da. Că ți-i țeapă. Și te gândești, totuși vreau să mai fac sau nu? Că poate îți place ideea. Poate vrei să faci oricum, chiar dacă nu mai vrea. Uite-mă ce plăsuță drăguță! Vai, fată! Mă duc până la oraș și crucizez pe băieții ăia. Ați văzut cum stau în parc și se uită frumos la... Dar de fapt ei se uită frumos unii la alții și la mine. Mă gândeam că băieții de obicei se uită după fete. Dacă n-am trecut printr-un anumit parc, băieții se uitau după mine. Am și blugii cam strâmți și un pic cam mulați așa pe fund. Se uitau mai mult după mine decât după puiulete și... mi-a cam înghețat și la spinării și am plecat de acolo. Bun. Ia să vedem ce avem aici. O plăsuță drăguță? Poate îmi găsesc un iubit acum? mă vede cu plasa asta, vrei să... Da, dar nu ești gay. Așa că... Nici eu nu sunt pe invers. Da, mi s-a mai întâmplat. Se pare că sunt atracția băieților veseli. Pentru că și în facultate era un băiat vesel. Adică n-am știut că e vesel. N-am crezut că e un coleg. Dar când am văzut că începe să mă mângâie, mi-am dat seama că ceva nu e bine. M-a dat mai încolo un pic așa. Dar băiatul de altfel super simpatic. Adică era de nota 10 băiatul. Doar asta, că se pare că îi plăcea mai mult de mine decât ar fi fost, de când m-aș fi așteptat eu. Cum pe mine nu mă interesa, dacă m-ar fi interesat ar fi fost super, că era chiar un băiat super tare. Era foarte prietenos, tot timpul se purta frumos, toată lumea. Și mai era și bogat, am înțeles. Adică ar fi un băiat ideal, numai că îi plăceau băieții și... Da. Nu, deci stai să spunem așa, apropo de treaba asta, avem orientări sexuale normale. Adică o femeie cu bărbat, nu pe invers, nu. Da. Nu e nevoie să încerce vreun băiat. Sau vreo fată ceva. Să mă cucerească. Da, sau vreo fată, că suntem deja un cuplu, așa că suntem rezervați, cum ar fi. Da, așa. Ocupați. Da. Eu nu chiar ocupați, că nu sunt un WC public să fiu ocupat. Sau mă rog, neapărat public. Suntem ocupați. De când nu intră bila, nu-mi intră bila, mami? Nu scapă bila asta. Nu scapă biluța? Uite, acum am mai înfipt-o mai bine. Vezi, acum se vede frumos. Așa. Uite ce dăguci. Da, asta am vrut să vă prezentăm. Și acum să facem o cheie frumoasă. Pa, pa, fanilor!
dați un like, abonați-vă și hateri. Astea sunt bipurile alea de cenzură ca să nu se audă cele cum ar fi pentru hateri. Ti 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 ti. Sper că v-a plăcut dedicația și pentru hateri. Da. Uite, am luat foarte că nouă pentru hater, vezi? Ia uite! Oh. Ia uite mă că e de firmă, King Gary! Deci nu-i tai cu altceva, îi tai cu o foarte că de firmă. Eu voiam să plec, mami. Ok, stai așa să facem și încheierea. Acesta a fost clipulețul nostru. Cum fac să scot asta, mami, de pe față? Mi s-a agățat în nas! Acesta a fost clipulețul nostru, sper că v-a plăcut. Bye bye, o să-i scot eu aia. Bye bye. Mami, nu pot să mai iese. Intrați în gură, intrați în gură! Merge și ca coroniță. Nu, nu, nu intră el, nu intră el. Vedeți? Am luat trenier tăi la școală. Îmi cumpere iPhone? Nu! Ok, bye bye!